just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Bună dimineața! Bună ziua, de fapt! De ce pungi, mă? Până! Stăm un pic în parc și după aceea mergem după Dadușca. Mergem după tata? Mi se supără el nouă. Ține apă? Ui! Mersi! Noi am venit în parc pentru că e rutina noastră să mergem în parc după ce iau fata de la grădiniță, nu a adormit și o să stăm cât doarme el, ca să nu-i stric somnul. Doar să vă salut, să vă spun ce fac și vorbim mai multe în timp ce îmi îndrept părul. Dar acum vreau să mi-l usuc și am fionul aici, am tot arsenalul. Fionul, peria de îndreptat, am un spray cu cheratină, dar nu mai știu unde l-am pus, ca să mi-l țină cât de cât calm. Și l-am și pe gând de celul ăsta care a făcut ochii acum. Și haideți să ne apucăm de treabă pentru că sunt contra cronometru. Vă povestesc imediat după ce mi-o suc părul. Vă povestesc ce facem, unde mergem, care-i treaba. Dacă se întreabă cineva ce fion folosesc, este acesta. De la Philips. Nu văd ce scrie aici. Da. O să fie ceva challenging, o să fie o adevărată provocare să îmi fac părul cu nouă pe aici, pe lângă mine, da. Thank you.
uitați un pic cum s-a așezat în brațele la mine stați. Uitați-l un pic. Cum se te așeze aici, măi, flăcăuși? Uite, uite, mamă. Nea, Cecel, te visi dispăr pe fățuc, măi. Tic-dum, 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 tic-dum. Hai, cum faci? Tic-dum, tic-dum. Cum faci? Noa, vreau să vă arăt ceva. Noa, Noa, unde-i telefonul? Unde-i? Mi-l aduci? Adi-mi telefonul, te rog. Adi-mi telefonul. Da, da, telefon. Da, mulțumesc. Dai guriță? Dai guriță? Dai guriță? Opa! Sus, sus, sus! De guriță? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dai una? Mulțumesc! Câți drăguți ești! Pot să joc jocul ăsta la nesfârșit. Noa? Unde-i telefonul? Lasă camera, băi, eu chiosile. Mă, Cosmic, i-am amuzat? Lasă. Dă guriță așa, dă guriță la camera. Dă guriță la camera, fă. Hai, fă. Păi, eu. Telefonul? Îi dai lui mami? Da? Mulțumesc. Dă guriță. Mulțumesc! Așa! Da, mami, camera! Da. Bun. Cam așa arată părul meu. Stai un pic, Noa. Cam așa e părul meu. Eu și Hagrid. Hagrid din Harry Potter. Stați un pic. Așa arată părul meu după ce l-am muscat, după ce l-am pieptănat. Bine, trebuia să-l pieptăn cu balsam pe păr, n-am avut timp aseară, așa că l-am pieptănat pe uscat. Și să facem transformarea. O magică! Și să facem transformarea de la așa ceva la un păr drept. O să mă dau cu keratină, v-am zis de ce. Și după aceea mă voi machia și mă voi îmbrăca. Dar, de la așa ceva, părul meu, da, acesta este părul meu uscat și spălat și așa arată. O mini căpiță. Îmi pare rău că ai mei copii nu mă moștenesc, dar asta e. Ce să fac? Haideți că vreau să stau puțin de vorbă cu voi cât timp se încălzește peria asta a mea. Să-mi prind și părul, să vă explic ce facem, unde mergem, cum o să fie. Astăzi avem nuntă, ați văzut și din titlu oricum, dar vreau să încep cu începutul. Nu știu ce a făcut Noa cu răcușorul meu de păr. Unde l-ai pus băietul ei? Ștrengar mare băietul ăsta meu. Ieri a trebuit să mă duc să-mi iau fond de ten pentru că am rămas fără și bineînțeles că n-am găsit fondul de ten pe care îl folosesc la magazin. Mi-am luat un altul, sper să se potrivească. Tot ieri am fost și mi-am luat și ținuta pe care o voi purta astăzi. Veți vedea despre ce este vorba. Am uitat ieri să-mi iau vopsea, dar nu-i bai că soțul meu a tras o fugă la pauză și mi-a adus aseară vopsea. El a ajuns la 9:30 aseară și după 9:30 am putut și eu să mă vopsesc. Ieri am fost cu Noa, mi-am făcut toate cumpărăturile astea ce vă ziceam. După aceea am fost după Tiara și am stat și cu ea în parc. M-am întâlnit și cu o prietenă, am făcut mai multe lucruri ieri, am făcut și o curățenie generală.
vlogul de curățenie, cred că l-ați văzut înainte acestui vlog de pregătiri pentru nuntă. Și am zis să diversific un pic conținutul de pe YouTube și să facem împreună și altceva. Am zis să ne pregătim împreună pentru nuntă. Dimineața m-am trezit la 6:30. Am fost repede la duș. Mi-am făcut eu tabieturile mele. La 7 m-am spălat și eu pe față. Nu mă spăl niciodată pe față în duș. Niciodată nu mă spăl pe față. Nu-mi place. Părul mi l-am spălat aseară, duș am făcut dimineață. După ce îmi fac părul, urmează să-mi fac machiajul și după aceea mă voi ocupa de copii. Sinceră să fiu, mi-am pregătit ținuta mea. Răzvan vede el cu ce se îmbracă, așa mi-a zis. Și la copii chiar nu știu ce o să le dau. Deci chiar nu știu ce o să le dau. Nu le-am cumpărat nicio ținută. Am zis că o să mă descurc cu ce am prins șifonier. Dar da, cam asta e situația. Uite-te pic ce faină îndreaptă peria. Asta numai că trebuie să insiști de mai multe ori și trebuie să ții părul foarte întins așa, ca să se întindă bine. Abia aștept să termin, să mă termin de pregătit și să mergem încolo. Nu o să stăm mult pentru că la Răzvan e cum e cu munca. El a lucrat și în ziua de Paște și nu putem să stăm foarte mult. Suntem așa mai mult pe fugă, dacă e să-l sune, să meargă la muncă, nu știu ce o să facem. Singură cu cei mici, eu până acum nu m-am urcat la volan, decât foarte puțin și pe distanțe mici, pentru că Noa tinde să înceapă să plângă când suntem în mașină și dacă sunt eu la volan singură, va trebui să opresc, dacă îl pun iar în car seat, plânge din nou și nu mă pot concentra când Noa urlă. Haideți că eu îmi îndrept părul și mai stăm la povești mai târziu dacă apuc, dacă nu diseară sau după ce mă întorc de la nuntă. V-am spus că mergem la nunta unei prietene, pe Andreea, o știți, v-am mai spus de ea, prietena mea care face tot felul de ornamente handmade. Mergem la o nuntă, mergem la cununia civilă. Da, cam atât. Ne auzim. Nu. Nu. Cum ai zis ala? Tati. Noa nu e voie aici. Ala, tati. Ok, ăsta-i părul. Stați un pic să-l piepten. De la căpița aceea am ceva mai puțină căpiță. Ce voiam să vă zic, că peria asta îl îndreaptă, dar îi păstrează volumul. Deci nu e chiar ca și cum ar fi îndreptat cu placa. Îmi place efectul dat de peria asta. Cam așa arată. Așa. Deci, ceasul este... Cât este ceasul, Noa? 9. M-am pensat. Mi-am făcut părul. Va trebui să mă îmbrac și să mă machiez. Să-i îmbrac pe copii, să le dau copiilor să mănânce. A înghițit toată lumea. Așa, să le dau copiilor să mănânce și să o luăm din loc. La 10 trebuie să ieșim din casă, Răzvan e la duș. Doamne fere! De ce toate cad pe mine? Hai să, prima dată mă duc să le dau să mănânce și după aceea să vedem, mai vedem. Mă voi machia la baie pentru că mi-e mai ușor aici. Cu cremă m-am dat, deja a intrat în piele. Am să folosesc acum SPF, bineînțeles. SPF-ul ăsta e fain că nu rămâne albicios pe piele. Dacă se întinde bine, nu rămâne albicios. În sus încerc să îmi întind cremele ca să nu mai trag fața în jos, să o îmbătrânesc. Nu tot timpul mi iese. Mai ales la repezeală, dar mișcarea ar trebui să fie în sus. Am aplicat SPF-ul și acum aduc fond de ten. Până ajung eu la Sephora să-mi iau eu fondul meu de ten pe care tot timpul îl foloseam și îmi plăcea la nebunie. Îl am pe acesta care nici nu știu cum se cheamă, Natural Fix, un fond de ten mat. Dar degeaba vi-l arăt că nu știu cum e și are pompiță. Sper să fie nuanța care trebuie. Sper doar. Da, să vedem.
Revin după ce îl aplic. Parcă-i nuanța care trebuie. Pare că-i ce trebuie fondul ăsta de ten. Pudra o aplic la final. Vreau să-mi fac sprâncene de prima dată, că mi se pare că arăta mort. Pentru sprâncene negre se folosește creion gri, știați? Am aflat și eu când m-am machiat pentru nuntă și o să mă apropii de oglindă ca să pot să mi le fac al meu. Ziceți că am o problemă de sănătate cu buzele astea. Parcă încep să prind formă. A thousand words ain't enough to define the body up, body up, yeah. Got a look and she wants it bad. She's firing up that body up, damn. You think that I want you, but not, not babe. E gata și machiajul. Natural, așa simplu. Nimic complicat, nimic fancy, nimic, nu știu, nimic extravagant. Mă duc să îmbrac copiii, mă îmbrac și eu și ne auzim după, că suntem în întârziere. Nu, mami, ăștia îi iau. Ne-am urcat în mașină, n-am mai apucat să vorbesc cu voi pentru că este 10 și 7 minute și a trebuit să ne urcăm în mașină și să plecăm. Mi-ați văzut deja ținuta, m-am îmbrăcat, nu mi-am luat nimic, nu mi-am luat nicio geantă pentru că n-am cum să stau cu geanta în mână, având în vedere că este și noua, este și tiara. Ca mamă, când mergi la o nuntă, trebuie să ai mâinile libere. Machiajul este foarte natural, așa, nu-mi place să mă machiez extravagant, inclusiv la nuntă. La nuntă am avut un machiaj mai extravagant și parcă nu m-am simțit. M-am simțit bine, dar parcă nu eram eu. Dacă mi luam alți papuci, îmi puneam un ruj roșu, dar pentru că i-am luat pe aceștia crem, mi-am pus un ruj nude. Mamuța mea este în spate acolo și mânecile astea sunt bufante și nu știu, îmi place tare mult efectul ăsta pe care îl dă sacoul cu mânicile astea, nu știu de ce. Nu știu, îmi place pur și simplu. Cine înțelege moda? La urma urmei te îmbraci cum te simți tu bine. Nu. Adică eu mă îmbrac după cum simt și a venit și Răzvan și am fugit. Unde fugim? După nu, plecăm, nu? Mergem? Da. Și luăm flori din piatră. Am fost la florărie și am luat și un buchet de flori, bineînțeles. Și mi l-a făcut cu lalele și floarea miresei și ce am mai pus aici, trandafiri, eucalipt. Eucalipt am impresia că e pentru prosperitate. Parcă așa mi-aduc aminte. Foarte drăguț. Mie îmi place. Nu știu, eu când ofer ceva, trebuie să-mi placă prima dată mie și după aceea. Sper să-i placă. Nu știu de ce se aude, pentru că e oprită mașina. Voiam să vă zic că cei mici dorm. Noua doarme de la Roman și Tiara a dormit și ea pe la intrare în piatra. Să zic că are vreo 40 de minute de când doarme. Mergem să căutăm primăria pentru că noi nu știm unde e primăria în Bicaz. În Bicaz suntem, nu știu dacă v-am zis. În Cununia Civilă este în Bicaz. Și mergem să vedem pe unde este. Vă aștept. Vreau și eu să-mi fac o poză singurică fără copilași. Și acum dacă tot dorm, sper să reușesc. N-am mai făcut de mult o poză să fiu eu. Să fiu eu în întregime fără un copil pe lângă mine de foarte mult timp. Bun, ne auzim mai târziu. Deci e prea cute cum doarme el. Noa! Noa! Noușca! Haide, mami! Mereu-s mic. Hai, Noa, trezește-te, puiu. Hai, trezește-te. De ce mă treziți pe mine acum? Cum stă? Hai, trezește-te, puiule. Ce? Hai, Noa, hai, mama, hai! E greu capul, a? Nu-l trage așa, măi! Stai așa acasă! Bine! Bine!
Uite păr am mâncat. Să măriți. Da? Dan, încă nu te recunoaște, încă... Ce-i tati? Domnul Pașu, Claudiu? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil, dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor, tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Mă declar căsătoriți! Dacă trebuie mai suplimentat copilul, să tot ce vă doriți. Noa! Hai la mama! Hai la mami! Da! Bine! Tiara! Bine! Ce sex ești, dragule? Mă uit la tine și te văd așa... Mai facem una? Da, în cap, da. Hai, suflă. Suflă, că mai are. Faci are, nu? Ce, mami? Du-du. Uite! Bine! Din nou. Ia uite, ce este Andreea. Ia, hai. A mea? N-am lăsat nimic aici. Imediat faci baloane. Mă, nu lega de pe acum, ce vrei? O legi? Vezi cât te văd? Am delegat-o. Nici n-ai plecat din la starea civilă și ai și legat-o. Andreea, fii atentă. Stai că acum citești instrucțiunile. Ce ai, mă? Hai, fugi la Andreea acum. Poți să mergi la Andreea. Du-te la confeti, mami.
tried to fit in. You've got to practice to get in line. The fights, the lies. I just tried to be good. You've got to break to get out of the woods. They tell me I look good. Hi, Ai! Hai, Ai! Wow! Ai! 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 Nu e nimic, nu? Uite cât abuzoi, uite ce a făcut tu acolo, mamă! Ia, uite, 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 vezi? Uite, văzut-o toate este acolo, da, da, da. Ioana, cum te-ai zis că ce? Și Claudiu, tot fiu. Noa a avut un mic accident, să știți. Ia, Noa, Noa! Georgiana? Ia, ia, Noa! Ia! I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?
When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. I don't know where she came from. Noah, turn me upside down. Unde pleci, mama? I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. Spring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of love? When you saw her in that dress. Mommy. Oh, mommy. Yeah. Noah? Mori este iertat. Te-ai iertat. Nu e nicio problemă. Poți să-l țin, să-l prind eu. Ia încă o dată ca să te filmez. 3, 2, 1 și... Haide. Haide. Da. Acum. Wow. Și acum? Uite. Ia. Dau și eu. Hai, bebe. Dau și eu. Și tu? Dar un an și două luni, Răzvan. Uite. Fratele tău? Nu. Fratele meu e mai mare. Hai, ai grijă, ai grijă. Eu nu mă lăbesc cam de pe 5 ani. Facem o poză. Facem o poză? Le-am făcut. Dar nu trebuie să facem ce cu Andreea. Cu Andreea? Uite, o să dau un... Stai. Ce frumoasă-i țara asta, Răzvan? Păcat că... Am zis să închid vlogul acesta, pentru că nu vreau să-l continui mâine, deși e târziu, dar nu știu cât de târziu, este 10 fără 10. Am zis să iau camera în mână și să filmez, să vă povestesc un pic cum a fost astăzi, cum a fost la cununie, cum a fost după și dacă tot sunt la capitolul demachiere, am zis să mă demachiez împreună cu voi. Voi folosi apa micelare de la Garnier cu trandafir. Mi se pare foarte, foarte bună. Și am deschetele astea de unică folosință. Sunt luate din DM. Mereu le pierd. Deci mereu le pierd. Ele sunt cu săculezi din asta așa. Dar eu mereu le pierd. După ce mă demachiez, merg și le spăl cu apă și săpun și odată la o perioadă de timp, odată după ce se adună mai multe, le spăl la mașina de spălat, le pun în săculeț și le spăl cu tot cu săculeț. Bun, asta voiam să vă spun și voiam să vă mai spun ceva, să nu vă speriați de fața mea după ce mă demachiez pentru că se înroșește. Ce vreau eu să vă zic? Am fost la cununie. Doamne, ce frumoasă a fost Andreea. Deci dacă mă urmărești, superbă. Și Claudiu, bineînțeles, și el foarte chipeș. Foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult. Ați văzut deja cadrele. După ce s-a terminat cununia și am mai stat acolo și am mâncat niște prăjituri geniale, gustoase, că am zis că intru la dietă de mâine, s-a întâmplat un incident cu Noa chiar la final, când a făcut pozele, poza de grup, când un băiețel de acolo de la cununie l-a dat peste Noa, dar n-a fost cu intenție, a fost neintenționat, nici nu l-a văzut săracul. Noa fiind așa de micuț, el își vedea acolo de treabă și băiețelul acela s-a întors să se joace și i-a dat peste Noa și Noa a venit cu fața, prima dată a venit cu buza, era spartea asta și după aceea a dat cu nasul de pământ. Nu m-am panicat neapărat tare, dar l-am luat de acolo, l-am luat din locul ăla și m-am dus mai departe că voiam să văd ce are. L-am ridicat sus și am văzut că are firicele de sânge fix în zona în care efectiv i s-a ras pielea de pe
de pe buze și mergând spre mașină mă mai uitam la el să văd dacă nu cumva i s-a spart un dinte sau ceva. Și a început să-i bușească sângele de aici, de la buză, în partea de sus. Am mai mers 2-3 pași și a început și sângele din nas să-i curgă, deci s-a lovit destul de puternic și din buzele lui, că el e un băiețel cu buze destul de măricele, a ajuns să aibă dita mai buza, cel puțin s-a trezit nouă. Revenind, iar m-a luat durerea de măsea. Da. În timp ce mă îndreptam spre mașină, Tiara era în spatele meu. Am întors capul pentru că eram preocupată de tot sângele care curgea din gurița lui Noah. Și când m-am întors, Tiara nu mai era. Și vreau să vă zic că era strada cu parcare și zona din fața primăriei. Bineînțeles că m-am gândit la cei mai rău, că a plecat înspre șosea, înspre stradă. Și am strigat atât de tare, Tiara, că nu știam unde, am crezut că a mers încolo. În capul meu era să o opresc. Dar ea de fapt se întorsese unde erau oamenii, în fața primăriei. Dar așa de tare m-am panicat în momentul ăla. Doamne ferește, am crezut că de obicei nu pleacă așa de lângă mine, dar eu fiind și concentrată asupra lui Noah, da, mă rog. Asta cu Noah, așa a revenit, a fost ok, a plâns un pic. După ce i s-a oprit sângele, i-am dat puțin sân și s-a liniștit complet. La restaurant a fost foarte frumos, foarte fain. Și copiilor le-a plăcut mult, a fost și spațiu de joacă, acolo chiar foarte, foarte fain. Mi-a plăcut, mi-a plăcut mult, cred că o să ne întoarcem o dată să mâncăm acolo. N-am stat foarte mult pentru că cu munca lui Răzvan niciodată nu se știe dacă trebuie să fie în zonă sau nu. Așa că am stat mai puțin. Am plecat după aperitiv și am ajuns acasă. Totuși bine și frumos până pe la 5:30, cred. Și de la 5:30 a început să mă iau o greață așa, urâtă. Pur și simplu îmi era foarte greață. Și am vărsat de mai multe ori. Nu pot să-mi explic ce am avut, pentru că nu am mâncat nimic. A vrut Răzvan să oprească prin piatra la donuterie, că știe că îmi plac gogoșile alea mari. Și i-am spus că nu vreau. Eu efectiv mă eram sătulă cu toate prăjiturile și tot aperitivul pe care l-am mâncat. Și am ajuns acasă, m-am zis. Am stat cu toții în pat, în dormitor și ne-am relaxat, n-am făcut nimic. Ceva nu mi-a prit, ceva nu mi-a plăcut. Știu că am mâncat la restaurant și am mâncat și o ciocolățică atunci când am venit acasă. Și după ce am mâncat o ciocolățică, a început să mi se facă rău. În condițiile în care Răzvan a mâncat o cutie de ciocolată și n-a avut nimic, mie probabil ceva nu mi-a prit. Am stat și am bolit un pic, Răzvan a trebuit să plece. Eu acum sunt singură cu copiii acasă, i-am băgat la somn. Eu am venit să mă demachiez, să stau puțin de vorbă cu voi și s-a trezit nouă între timp. Dar m-a luat o durere de măsea. Am aici o carie pe care trebuia să o rezolv de foarte mult timp. De foarte mult timp. Și am zis că merg, dar mi-este foarte frică de anestezie, trebuie să-mi scoată nervul neapărat, pentru că și dacă beau apă mă doare. Din cauza fricii, am lăsat așa măseaua, care se vede că e foarte cariat. Și am zis că o las, că o las, dar eu sunt genul de persoană care, atunci când are o problemă, cel puțin la capitolul dinți, merge și rezolvă problema. Ei bine, de data asta am lăsat-o din cauza anesteziei, din cauza fricii de anestezie. Și s-a întâmplat asta, mă doare foarte tare, mă doare de mai mult timp, cred că am mai bine de o săptămână de când mă doare, dar cum mă doare în seara asta, nu pot să vă explic. Deci mă doare toată gura, toată partea asta. Și m-am dat cu un ulei esențial de la doTERRA, cu On Guard, și mi-a amorțit o perioadă. Acum văd că trece anestezia și din cauza asta mă doare din nou, o să mă dau după ce vorbesc cu voi, o să mă dau din nou. Sper tare mult să mă lase durerea asta, pentru că mâine e duminică și luni, sigur, o să sun la stomatolog să mă duc să-mi fac o programare, poate mă duc la urgență să mă facă, să-mi scoată nervul, asta e, nu mai stau. Și mă o să o las acolo, dar să-mi scoată nervul, să o plombeze și aia e. Cam asta e tot. O să-mi fac rutina imediat, mă duc să mă spăl, nu-mi încarc foarte tare
tenul seara, mă dau cu o cremă hidratantă și atât. Cam asta a fost ziua noastră. Sper tare mult că v-a plăcut și acest gen de video. Mie mi-a plăcut foarte bine ieșirea asta. O să mai fie ieșiri și un weekendul viitor o să ieșim. O să vedeți despre ce este vorba, abia aștept. Și voiam să vă întreb la voi când mergeți la o nuntă sau la biserică sau, nu știu, când ieșiți din casă, vi se întâmplă să fie un haos de nedescris? La mine așa e, la voi așa e, când plecați undeva, lăsați taifunul, ziceți că a trecut uraganul prin, în spatele vostru, că la noi așa e și n-am niciun chef, vă dați seama, mâine e duminică, n-am, o să le las pe luni. Bun, haideți că v-am lăsat, aveți o zi minunată, vă mulțumesc tare mult că ați vizualizat și acest vlog și lăsați un comentariu, spuneți-mi cum vi s-a părut acest tip de vlog. V-am pupăcit, ne vedem data viitoare cu un nou video și dacă sunteți noi și v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați. V-am pupat! Să aveți o zi minunată!